Vești proaste pentru selecționerul Săndoi. Mihăilă și Gramenii s-au accidentat și ratează campionatul european. Niculescu de la FCSB și Câmpanu de la Universitatea Craiova au fost chemați de urgență să-i înlocuiască. Ne-am fi dorit să avem toți jucătorii la dispoziție, dar până la urmă suntem mulțumiți că totuși jucători care au trecut pe la echipa de tineret înainte au reușit să aibă evoluții foarte bune și la prima reprezentativă. Asta trebuie să fie, un imbold pentru ceilalți jucători. Tensiunea a ajuns la cote maxime în vestiarul tricolorilor, iar rezultatele din trecut obligă. Simt puțin presiune, bineînțeles, e și normal, face parte, e fotbal. Când ajungi la un nivel atât de mare, cred că e și normal să avem presiune pe noi. România U21 este gata pentru debutul la Euro și nu se sperie de super echipa Spaniei. Este un test foarte dificil, având în vedere, eu știu cât de titrat este adversarul pe care îl întâlnim, ce jucători are în componență. Da, mi-aș fi dorit să avem ultimul meci cu Spania. Din păcate n-a fost să fie așa, dar să știți că și debutul într-o competiție este destul de dificil pentru oricare dintre combatante. Sper să fie dificil pentru adversar.